De ce a apărut această nevoie de Industria 4.0? Simplu, pentru că volumele care se făceau înainte de anul 2007-2008, când a început criza, nu mai trebuiau, nu mai erau cerute, era nevoie de flexibilitate, nevoia de a reacționa foarte agil la cerințele de personalizare a produselor și atunci, desigur, că răspunsul a venit din această elaborare în 2011, după cum am aflat la târgul de la Hanovra.